de 15 ani aceeași poveste o am, de când stau aici. Mi s-a îmbolnăvit copiii datorită la apa care este în put. Are pietri la rinichi, nisip, am diagnosticile tot, am stat 9 zile și mi s-a propus că să nu-i mai dăm apă de pus, să-i dăm apă plată. Vedeți bine, la venitul care l-am, cam greu pentru așa, dar totuși fac toate eforturile care pot. Să îmbolnăvesc de rinichi, să îmbolnăvesc de fiere, de ficat, au probleme care rezumă din apa care nu e bună. În Pietrișu există o comunitate mare de romi rudari, care mulți dintre ei nu au fântâni în curte. Alimentarea cu apă o fac unii poate cu apă plată de pe la magazine, alții de pe la vecini. Și oricum apa nu este potabilă. Fântânile nu mai au apă. Mai mult de 5, 6, 7 găleți nu au apă. Fântânile noastre erau bune. La momentul ăsta conțin nitriți, nitrați, nu știu ce conțin. Eu am umplut acolo și nu ajung cu apa. S-a surpat ce a făcut, ce nu au făcut. E făcut nou, are fost 2-3 ani de zile. Eu n-am apă, n-am fântână, n-am luat iau de la vecini. N-am lumină, n-am nimic. Ce să facem? Dacă n-avem bani să facem aici un puț, să plătim... Peste tot sau... Cât var costă? 15-16 milioane. Cam așa. Ne trimite oamenii să luăm apă din gârlă. Eu îi dau apă din gârlă de la băiat. Îi dau la copiii ăștia, uite. Uite, nepoții mei, uite, ăștia. Îi dau apă din gârlă. Unde-i pomenirea dumneavoastră? Apă, dacă n-aveți dumneavoastră apă în curte și o să vă zic, duce în gârlă și ia apă de la copii, cum vă vine? Sunt oameni harnici, oameni de treabă, muncesc. Încercăm să-i ajutăm, încercăm să le schimbăm și mentalitatea, să se implice și ei mai mult, să fie conștienți că nu trebuie să aștepte numai să li se dea. Pot să facă și ei multe lucruri dacă sunt uniți și vor să facă lucrul ăsta.